Întâmplarea a avut loc în jurul orei 8:30 de minute, când puiul de urs a intrat în curtea colegiului pedagogic Carol I dinspre sala de sport. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale liceului. Pe imagini se vede cum animalul se îndreaptă spre aleea care duce în curtea unității de învățământ. A trecut prin fața intrării principale și a fost zărit de mai mulți angajați care au anunțat conducerea. Atunci au fost solicitate imaginile și s-a descoperit cum ursul a umblat prin curtea liceului timp de 6 minute, ieșind în cele din urmă tot pe unde a intrat. Au fost anunțate autoritățile, iar la fața locului au ajuns un echipaj al poliției și unul al jandarmeriei. Un jandarm a venit cu doi câini și a plecat în căutarea animalului, în ideea că poate pot să-l gonească înspre pădure. Au fost anunțați și reprezentanții ocolului silvic și cei ai Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv.